fraților și surorilor, ne bucurăm că putem sta la închinare din nou. Este o zi bună, e cel mai bun moment în care poți să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, poți să te apropii de Scriptură și să primești din nou îmbărbătare și încurajare. În mod normal, dacă am fi fost toți la un loc, fiecare ar fi avut oportunitatea să spună ceva, să încurajeze Biserica lui Hristos în acest loc. Dar pentru că acum suntem din nou în circumstanțe în care trebuie să înregistrăm, spun și laud pe Domnul și spun că e cel mai bun moment în care eu pot să laud pe Dumnezeu, pot să mă închin înaintea lui Dumnezeu, fie în acest loc cu frații mei, fie împreună cu dumneavoastră care ne priviți. De aceea vă încurajez să vă deschideți inimile pentru ceea ce Dumnezeu are pregătit în această zi. Vă încurajez să veniți așa cum sunteți și acolo unde sunteți. Vă încurajez să vă opriți dacă cumva lucrurile se întâmplă la dumneavoastră acasă, ca și la noi acasă, dai drumul la un video și între timp mai faci ceva. Vă încurajez să vă opriți. Vă încurajez să vă opriți și să stați în prezența lui Dumnezeu împreună cu noi, să căutăm fața Lui și să vedem ce vrea să ne spună El în această zi. Ne-a vorbit fiecăruia dintre noi și peste săptămână, dar cred că atunci când ne punem cu toții la masă, cu atât mai mult El vrea să ne spună ceva, vrea să ne dea ceva sănătos, ceva bun, ceva de bun gust. De aceea vă încurajez să veniți cu noi la închinare și haideți să-L lăudăm pe Cel care a biruit moartea, pe Iisus Hristos. El este Regele Regilor și merită toată cinstea, toată slava, toată onoarea, merită tot timpul nostru, toată energia noastră. De aceea haideți să mergem cu închinare înaintea Lui și cu laudă plin de bucurie. Hai spune cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e leul din lumea, scumpărâia mea. Hai spune cine a biruit frica, cine a călcat peste ea. Aleluia, aleluia, Iisus este Domn.
Tată, toată lauda, toată cinstea, așa cum spunea, toată gloria, ție ți-a aparținut, Tată, îți mulțumim, îți mulțumim pentru aceste momente, Tată, în care Tu ești cu noi. Prezența Ta este în acest loc, Tată, de aceea vrem să beneficiem, Doamne, de tot ceea ce Tu ai pregătit pentru noi, Doamne. Vrem să Te lăudăm. Tată, vrem să căutăm fața Ta, nu doar astăzi. Dar astăzi, Tată, în mod special vrem să privim la Tine. Vrem să Te închinăm, să ne închinăm înainte Ta, Doamne. Vrem să Te lăudăm, Tată. Nimeni și nimic, Tată, nu vrem să ne fure acest moment. Tată, așteptăm prezența Ta, așa cum am spus. Și știm că Tu ești aici, ești gata. Ești gata să lucrezi, ești gata să faci mult mai mult. Tată, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că astăzi, Tată, ne-ai adunat la un loc și vrei să vorbești inimilor noastre în mod special. Îți mulțumesc că vrei să vorbești față către față. De aceea vrem să avem urechile ciulite spre ceea ce Tu ai pregătit, Tată. Spre ceea ce Tu vrei să spui. Doamne, fie că e vorba de cântările care le aducem, fie că e vorba de cuvântul pe care îl vei transmite prin robul Tău, Tată. Tată, vrem să fim atenți la ceea ce Tu ai pregătit pentru noi astăzi. De aceea vorbește-ne, Tată. Vorbește-ne. Vorbește-ne. Binecuvântat să fie numele Tău în acest loc. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 37:3: Încrede-te în Domnul și fă binele. Și te uiți în jurul tău și spui, după câte vești auzi, asta mai trebuie să fac, și binele. Dar este cuvântul Dumnezeu: încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și veghează să umbli în credincioșie. Trebuie să recunosc și să mă pocăiesc și să spun că am momente când, am avut momente când i-am spus lui Dumnezeu care e voia mea și ce-mi doresc eu. Dar trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că prin Duhul Lui a venit și mi-a spus că voia Lui este ceea ce trebuie să urmăresc eu pentru viața mea. De aceea locuiește în țară și veghează să umbli în credincioșie. Desfătarea ta să fie în Domnul și El va împlini cererile inimii tale. Încredințează-ți calea în mâna Domnului, încrede-te în Dumnezeu și El va lucra. De aceea, Tată, vrem să ne punem nădejdea în Tine. Vrem să căutăm voia Ta mai mult decât voia sau părerea sau ideea noastră, planul nostru, Tată. Planul Tău vrem să primeze în viața noastră. Vrem să Te lăudăm, Tată. Vrem să ne aliniem, Doamne, așa cum suntem, cu voia Ta, Doamne. Un cuvânt din rugăciunea lui Iisus spune așa: nu voia mea, ci voia Ta. De aceea, Tată, de multe ori am pus voia noastră înaintea Ta, înaintea voii Tale. Dar astăzi venim, Tată, și spunem: voia Ta să se facă în viețile noastre. Voia Ta să se facă în viețile noastre. Și a Ta să fie slava, cinstea și gloria în veci de veci. Amin. Sub rușine îngropat eram, ce povară de necurat, jos în mormă Tu m-ai găsit. Respiram însă nu
sărut lanțurile mele. Am fost ofan și fără refugiu, dar azi cerul este a mea casă. Am fost căsut, dar tu mi-ai dat viață, azi respir iubirea ta, Iisuse. Un viitor am și o speranță, pe când te-am întâlnit. La viață eu am venit, vine Dumnezeu, pe gloria numelui tău. Tu m-ai chemat, la viață eu am venit. Aleluia, rămâi acolo, rămâi acolo, rămâi acolo. Spune acel refren din cântare: am fost pierdut, dar tu mi-ai dat viață. Luana, te rog să mă ajuți. Am fost pierdut, am fost orfan, dar astăzi cerul este a mea casă. Am fost căzut, n-aveam viitor, n-aveam speranță. Dar tu, Iisus, ești Cel care ai venit și ai transformat totul, totul. Și când spun totul, spun totul. Relații, relații, stil de viață, anturaje, tot. Iisus a restaurat totul. Și astăzi, dacă cumva am fost orfan, dacă cumva ești orfan, nu mai ești orfan. Ești fiu de Dumnezeu, ești răscumpărat, ești plătit cu preț de sânge. Ai valoare. De aceea, haideți să cântăm din nou acest refren. Acest refren, Luana, de la început. Aveam nevoie de liberare, Iisus a rupt lanțurile mele. Am fost orfan și fără refugiu, dar cerul este a mea casă. Am fost căzut, dar mi-ai dat viață, îți respir iubirea ta, Iisuse. Aleluia, cât de minunat ești tu, Tată, te lăud. Thank you.
Iisus, Tu ești ajuns. Din dragoste ascuns, inima mea îți cântă iar. Tot ce-ai promis, ești veșnic credincios.
Este cea care desparte mările. Puterea ta este cea care învinge orice frică, orice teamă. Puterea ta este cea care ne ridică. Care ne ridică cu dragoste, cu bunătate. Și am cântat, Tată, că vrem credința care ne duce peste ape. Duh Sfânt, vreau credința. Duh Sfânt, vreau credința care mă duce dincolo de tot ce pot eu vedea, de tot ce pot eu să-mi imaginez. Duh Sfânt, Duh Sfânt, Duh Sfânt. Suntem dependenți de Duhul Tău cel Sfânt, Tată. Suntem dependenți de Duhul Tău cel Sfânt. Suntem dependenți de Tine, Tată, în orice circunstanță, Tată. Și nu o spunem doar așa. Tată, vrem să se vadă asta în viețile noastre. Îți mulțumim, îți mulțumim că ne-ai vorbit. Îți mulțumim că continui să ne vorbești. Îți mulțumesc că continui să ne îmbărbătezi prin Duhul Tău. Tată, îți mulțumim că ești în control, indiferent de circunstanță. Tu rămâi pe tron. Dă-ne privirea aceea, Doamne, care să te vadă pe Tine, pe tron. Îți mulțumim, Iisus, îți mulțumim că ești în control. Te binecuvântăm, Tată, binecuvântăm tot ceea ce Tu ai pregătit mai departe pentru noi. Primim cu o inimă bună, primim cu o inimă și un teren bun în care sămânța Ta să fie aruncată astăzi, sădită. Vrem, Tată, să fim dintre aceia care aduc rod pentru împărăția Ta. Binecuvântăm și îți mulțumim că ești cu noi aici. Aleluia! Aleluia! Domnul merită tot cinstea, toată slava, echipa, vă mulțumesc. El este vrednic, El este vrednic. Da, puteți să-L aplaudați, Andrei. Fetelor, și eu-L aplaud. Domnul merită toate acestea. El este vrednic de cinste, vrednic de laudă. Și îl invităm pe fratele Jucan să ne aducă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Aș spune să-L aplaudați, dar cred că acasă îl binecuvântați deja. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Chiar dacă nu trăim cele mai frumoase zile, cele mai senine zile, totuși eu zic să ne uităm la partea bună a lucrurilor și să mulțumim lui Dumnezeu că încă putem să stăm în jurul cuvântului. Nu sunt zile de prigoană, sunt doar niște zile de restricții, ca să spun așa. Și pentru că în această zi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre unul din prorocii lui, despre prorocul Iona, aș vrea să ne uităm la două atitudini. Atitudinea pe care o are Iona față de Dumnezeu și de oameni și atitudinea pe care o are Dumnezeu față de Iona și față de oameni. Dar să citim cuvântul Domnului. Începând cu versetul 1, capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt praznic și s-a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut,
A strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciu s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sortul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care zi este țara și din ce popor ești? Atunci el a răspuns: eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci a strigat către Domnul și a zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi a luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Dragilor, atitudinea pe care Iona o are în acest capitol este aceea de a renunța la chemarea lui și la lucrare. Dumnezeu, ce i-a spus? Iona, du-te la Ninive. Iona ce face? Pleacă exact în direcție opusă la Tars. El vroia să fugă și să se ascundă de fața lui Dumnezeu. Dar putea oare? Stau și mă întreb, oare nu știa Iona ce spunea psalmistul în psalmul 139? Iată ce spune, începând cu versetul 7, psalmistul: unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să lucrez la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Deci nu ai unde să fugi, nu ai unde să te ascunzi de fața lui Dumnezeu. Și nici Iona nu a avut unde să se ascundă. Dar în schimb, ce-a putut Iona să facă era să-și abandoneze chemarea și să se oprească din predică, din vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Lucru pe care de altfel l-a și făcut. Bănuiesc că Iona s-a gândit în felul următor: măi, decât să-i văd pe vrăjmașii mei, pe dușmanii mei, decât să-i văd mântuiți, decât să-i văd scăpați de judecată, decât să-i văd salvați de la moarte, mai bine prefer să nu-L ascult pe Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să vedem care au fost cauzele care au dus la alunecarea lui Iona. Și în primul rând, Iona a avut o atitudine greșită față de voia lui Dumnezeu. El credea că este nu doar greu, ci mai ales periculos ca să meargă la Ninive. De ce? Ninive era capitala Imperiului Asirian. Spune istoria despre acest popor, despre asirieni, că erau niște oameni atât de cruzi, atât de fără milă, încât nu aveau niciun fel de remușcare să-și îngroape dușmanii efectiv de vii în pământ, să-și jupoaie de vii, să le smulgă limbile sau să-i tragă niște țepi
și se lase în așița soarelui până ce mureau. În al doilea rând, Iona a avut o atitudine greșită față de propria lui mărturie. El credea că poate în orice moment să-și deschidă mărturia în fața oamenilor și să-și închidă mărturia. Dragul meu, nu se poate. Ori îl mărturisești pe Dumnezeu în toată vremea și în orice situație, ori prin simplul fapt că taci, ești împotriva lui. Deci nu poți, când vrei să fii lumină, când nu. Ori ești una, ori ești alta. Și Iona credea că el poate când vrea să-l mărturisească, când vrea să-și închidă mărturia. În al treilea rând, a avut o atitudine greșită față de oamenii din Ninive. Ce-o dorit Iona? Să-i vadă murind. Să-i vadă murind. Alunecarea lui Iona, dragii mei, a fost din ce în ce mai jos. Uitați-vă, s-a coborât la Iafo. Apoi s-a coborât în fundul corabiei. Apoi a ajuns mai jos, s-a coborât în mare. Și în fine, în pântecele peștelui. Iona nu s-a coborât, Iona s-a urcat. Iona s-a coborât, nu s-a urcat. Vă mai aduceți aminte că aveam noi o cântare care spunea: te ridici sau te cobori, te întreb de mii de ori. Nu te întreabă un om, te întreabă Dumnezeu. Te ridici sau te cobori. În viața de pocăință, ori te ridici, ori te cobori. Nu, domnule, eu stau pe loc. Arată-vă, nu se poate. Statul pe loc în pocăință e sinucidere curată. E exact ca și cum mersul pe bicicletă, nu poți să stai. Dacă nu pedalezi, ai căzut. Dacă din mesajul meu veți rămâne cu un singur gând, cu o singură idee, vreau să fie următoarea. Să nu uitați că întotdeauna neascultarea te duce în jos. Întotdeauna neascultarea te duce în jos. Indiferent pe cine ai autoritate. Copiii trebuie să asculte de părinți, soțiile trebuie să asculte de soț, noi trebuie să ascultăm de autoritățile pe care Dumnezeu le-a pus pe pământ, asupra noastră, să ascultăm de Dumnezeu. Întotdeauna neascultarea te duce în jos. Dar uneori avem impresia că dacă lucrurile se rezolvă și se așează așa cum ne dorim noi, zice, măi, nu-i chiar așa grav că nu fac voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la Iona, o găsit corabia care se meargă spre Tars, corăbiarii l-au așteptat, au avut și banii de bilet și au cumpărat și bilet, atât a fost Iona de liniștit că problemele s-au rezolvat, încât a putut să meargă în corabie, să coboare în fundul corabiei și să se culce, să doarmă în timp ce afară era furtună. Cât a fost Iona de liniștit. Consecințele alunecării lui Iona au fost dureroase. Să vedem ce a pierdut Iona datorită acestei alunecări. Și în primul rând, a pierdut contactul direct cu vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu acum o trebuie să-i vorbească lui Iona prin furtună. În al doilea rând, și-a pierdut energia spirituală. Ce-a făcut? S-a dus și s-a culcat. S-a dus să doarmă. În al treilea rând, și-a pierdut nu numai puterea în rugăciune, dar ceea ce mi se pare mie mai grav, și-a pierdut dorința de a se ruga. Să-ți pierzi puterea în rugăciune nu e atât de grav cât să-ți pierzi dorința. Că dacă ai dorință să te rogi, puterea îți vine. Dar dacă ți-ai pierdut dorința, e mult mai grav. Și Iona și-a pierdut nu doar puterea, ci și dorința. Păgânii se rugau, iar profetul Iona ce făcea? Dormea. Apoi și-a pierdut mărturia în fața oamenilor din corabie, pentru că din cauza lui s-a uscat acea furtună. Și în fine, aproape că și-a pierdut viața. Și cu toate acestea, dragii mei, Dumnezeu a avut o atitudine de răbdare față de Iona. Stau și mă gândesc și mă minunez cât de răbdător a putut să fie Dumnezeu cu Iona. Dar mă întreb cât de răbdător a putut să fie Dumnezeu cu mine și cu tine. Capitolul 2.
Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea a chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților l-am strigat și mi-a auzit glasul, și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinainte ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit, papura s-a plitit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți își îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Atitudinea lui Iona din acest capitol 2 este una de căință. Înainte de toate, dragii mei, Iona a recunoscut că a fost disciplinat de mâna iubitoare al lui Dumnezeu, rețineți, de mâna iubitoare al lui Dumnezeu, și că de fapt Dumnezeu a fost cel care l-a aruncat în mare și nu oamenii. Foarte important de reținut că atunci când încercările vieții, când durerile se abat asupra vieților noastre, asupra noastră, din pricina păcatelor noastre și din pricina modului cum trăim, este foarte important să recunoaștem lucrarea lui Dumnezeu. Iona a fost convins de păcatele lui. Iar la urma urmei, acesta este și scopul disciplinării, să ne aducă în punctul convingerii de păcatele noastre și să le mărturisim lui Dumnezeu. Iona, dacă ați fost atent la capitolul 2, a pierdut prezența Domnului în versetul 4, a recunoscut că a crezut minciunile diavolului în versetul 8, a mărturisit părere de rău pentru păcatele sale în versetul 9. Prin credință i-a cerut lui Dumnezeu iertare, iar Dumnezeu l-a iertat, l-a cruțat și i-a mai acordat încă o șansă. Dar ce înseamnă să te disciplinează Dumnezeu? Disciplină divină. Haideți să vă spun. Evrei 12, de la 5 la 11. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când e mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți cutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-a dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că deocamdată orice pedeapsă pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Ca și creștini, dragii mei, iată câteva modalități prin care putem să răspundem disciplinării lui Dumnezeu. Și în primul rând, putem să disprețuim această disciplinare a lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Iona timp de 3 zile, și să refuzăm să ne mărturisim păcatele. Sau putem să ne pierdem curajul și să cedăm. Sau în al treilea rând, putem să îndurăm disciplinarea lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele și să ne încredem în El, ca El să folosească orice situație spre binele nostru și spre gloria și spre slava numelui Său. Nu uitați un lucru, a te răzvrăti împotriva mâinii lui Dumnezeu înseamnă a căuta probleme. Repet, a te răzvrăti împotriva mâinii lui Dumnezeu înseamnă a căuta probleme. Iona s-a supus lui Dumnezeu,
S-a rugat lui Dumnezeu, a avut încredere în Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a iertat. Haideți să mergem acum în capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mamarilor lui următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Atitudinea lui Iona din acest capitol este de trezire la realitate. Dumnezeu i-a dat lui Iona o mare responsabilitate, și anume să predice acestor neevrei faptul că ei, neevreii, puteau să fie mântuiți, puteau să scape de judecată, puteau să scape de mânia lui Dumnezeu, puteau să scape de osânda lui Dumnezeu și să fie iertați. Iona o trebuie să-și învingă prejudecățile sale păcătoase ca să predice acest mesaj. Apoi Dumnezeu a putut să facă o mare schimbare în cetate, pentru că începând cu împăratul și până la cel mai de jos om, toată cetatea o arăta teamă și căință. Aici, dragii mei, un rol foarte important l-a avut atât mesajul lui Iona, cât și miracolul eliberării lui din pântecele peștelui uriaș. A fost nevoie de 3 zile ca mesajul lui Iona să ajungă în toată cetatea, să străbată toată cetatea. Însă trezirea spirituală a început din prima zi. Din prima zi, oamenii din cetate au crezut în Dumnezeu, manifestându-și această credință prin fapte de căință și de pocăință. Iar Dumnezeu ce a făcut? I-a iertat. Tot ceea ce s-a întâmplat în cetatea Ninive ne arată ce poate să facă Dumnezeu cu un om, cu o unealtă umană, chiar așa fragilă cum era Iona, care e gata să asculte de Dumnezeu și să predice mesajul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a folosit cetatea Ninive pentru a ilustra o idee importantă. Aduceți-vă aminte că Domnul predicase națiunii Israel timp de 3 ani de zile și multe predici, nu una ca Iona. Și cu toate că își întărea mesajul cu semne și cu minuni, totuși oamenii din Israel nici nu s-au pocăit și nici nu l-au crezut pe Domnul. Și în fine, capitolul 4. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis: ah, Doamne, nu este acesta tocmai ce ziceam eu că eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: bine faci tu de te mânii. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el
până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mâni din pricina curcubetelui? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci Domnul a zis, ție îți este milă de curcubetele acesta care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite. Atitudinea lui Iona din capitolul 4 este de răzvrătire. Dacă eu aș fi scris acest capitol, vă spun sincer, l-aș fi înfățișat pe Iona în cetatea Ninive, învățându-i pe oameni despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, învățându-i cu grijă calea pocăinței pe toți din cetate și ajutându-i în luarea deciziilor din punct de vedere spiritual. Eu așa l-aș fi prezentat pe Iona. Însă Dumnezeu nu a scris așa. În loc să dăm peste un predicator plin de bucurie datorită rezultatului lucrării, datorită roadelor pe care le-a adus, dăm peste un predicator răzvrătit, furios pe oameni și mânios pe Dumnezeu. Vedem un om matur comportându-se ca un copil, un om creștin comportându-se ca un necreștin, ca un necredincios. Îl vedem pe Iona stând în afara cetății, încercând să-și găsească un loc cât mai confortabil și sperând ca judecata lui Dumnezeu să cadă peste cei din Ninive. Vedem aici un lucru uimitor, dragii mei. Dumnezeu a trimis o trezire spirituală de amploare în urma predicării unui om care nici măcar nu iubea pe cel la care le-a predicat mesajul. Mesajul lui Iona nu era despre dragostea lui Dumnezeu, ci despre judecata lui. Care era mesajul? Încă 40 de zile, cetatea Ninive va fi nimicită. Aici nu era vorba despre dragostea lui Dumnezeu. Și vă întreb, este posibil să slujim lui Dumnezeu, dar pe oameni să nu iubim? Exemplu cu Iona, se poate. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă orice am face, nu facem din dragoste, n-are nicio valoare. Lecția principală a cărții Iona este dragostea și mila lui Dumnezeu față de sufletele pierdute. Lui Iona îi era milă de el și părea rău după curcubete, după planta care i-a ținut umbră și care s-a uscat. Dar nu a avut niciun pic de milă, niciun gram de iubire față de oamenii din cetatea Ninive. Și în încheiere vreau să vă spun doar atât. Nu știu dacă ați observat, în capitolul 1, Dumnezeu a controlat vântul și a controlat valurile mării. În capitolul 2, Dumnezeu a controlat peștele. În capitolul 4, Dumnezeu a controlat curcubetele, a controlat viermele și a controlat vântul. Însă nu l-a putut controla pe Iona până când acesta nu s-a predat. Asta știți ce spune mie? Că toate lucrurile din natură, toate ascultă de Dumnezeu, excepția făcând ființa umană. Cu toate că omul are cele mai multe motive ca să-L asculte pe Dumnezeu și să-I mulțumească lui Dumnezeu. Tocmai omul care are cele mai multe motive să asculte de Dumnezeu e singurul care nu ascultă de Dumnezeu. Dragii mei, în încheiere aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte că de atâtea ori nu l-am ascultat și noi ca și Iona,
De atâtea ori am fost răzvrătiți față de Dumnezeu, ca și Iona, se mulțumim că ne-a iertat. Că dacă nu ne ierta, nu eram aici astăzi. Și haideți să facem o juruință. Să promitem Domnului că de azi înainte vom asculta în orice situație, în orice loc, vom asculta voia Lui. Fiți binecuvântați, dragii mei. Amin.